Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat faptul că guvernarea PNL a dublat investițiile raportate la anul 2018 și a crescut cuantumul acestora cu 35% față de anul trecut. Acesta a mai precizat că, de la 1 ianuarie 2022, creșterea economică coerentă prin investiții va genera 10% majorarea punctului de pensie, majorarea locațiilor pentru copii, 600 de lei pentru copiii de la 0 la 2 ani și 243 de lei pentru copiii de la 2 la 18 ani. Plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și investiții semnificative în sănătate. Cei care afirmau cu nonșalanță că vom merge spre austeritate primesc un răspuns clar, care arată că deciziile luate duc la creșterea stării de bine a tuturor românilor, indiferent de zona geografică, fie că provin din zona rurală sau urbană. 2 ani de guvernare responsabilă PNL au făcut posibilă mărirea cuantumului pensiilor, alocațiilor, salariului minim, indiferent de ce susțin cei de pe margine. Majorarea punctului de pensie înseamnă venituri mai mari pentru 156.010 suceveni care vor putea face mai bine față provocărilor din această perioadă. În ceea ce privește alocațiile de stat pentru copii, județul Suceava este al treilea din țară ca număr de beneficiari, după București și Iași. Astfel, 135.485 de copii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani vor primi alocații mai mari, la aceștia adăugându-se peste 6.000 de beneficiari ai indemnizațiilor pentru creșterea copiilor, a mai adăugat Bogdan Gheorghiu. Au fost 2 ani de muncă orientată atât spre diminuarea efectelor pandemiei, cât și spre creșterea investițiilor. Aceste măsuri menite să sporească nivelul de trai al cetățenilor români a fost și rămân prioritatea PNL, mai precizează deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu.